Dacă e mai mult deal, o să fie mai mult de 4 ore. Da, cred că ajung apropiat de seara acasă. Așa că nu sigur dacă să mai merg pe acolo la mănăstire sau nu. Momentan s-a vedea. Ala, ce fain e pe aici. Apoi când o să ajung prin pădure, o să fie interesant. Doar că încă nu sunt așa decolorate frunzele. Deci o să fie mai mult verde, dar totuși, dacă pe aici e cam așa, ar trebui să fie și pe acolo. Groasa mere aici. Sunt aici în stânga niște copaci de mera, nu cred că pe aici. Maci, nu are cineva mere? Horlăceni. Nu. Încep să intru în pădure. Ia deja un câine. Vrea să mă atace. Sunt mai mulți. Uite, bă, cum nu mă las în pace. Coțo. O, dar ce e aici? Ce tare! Interesant. Am de urcat deal. Așa că am să-i dau cu turbo. Scăp de el rapid. Mă gândeam că o să am și ceva de vale. Sper că nu. Aș vă că e mult dealul ăsta. Fai, numai deal. Dar e viteză. Oh, dar se mărește dealul. Fai, da, cât a deale. Asta la coborât e faină. Iar mai am de urcat. Nu mai pot. Haide, capul meu. Se duce ce? Bateria. Cât mai este, că e numai deal. Hai de capul meu. Da, ăsta de coborât ar fi fost foarte fain. Facire. Ce am ratat. Dar dacă veneam invers, era fain. Celelalte părți nu au avut așa vale interesantă. Auleu. Auleu, bă, da, ce drum rău e. Ești câini pe acolo? Da, cred că pe acolo e drumul la mănăstire. Da, da, uite, este și adăpost pentru ei.
Le-a făcut cineva, auleu. Ha, nu zic că am vale de acum. Dar nu era drumul ăla. E ăla cum e încolo. Sau m-am bucurat geaba? Da, iar deal. Ai, 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 ai. Nu mai vreau. Ia uite aici. E semnul. Scrie că 2. Uite al căine aici. Hai să mergem prin pădure. Km, fai, e mult totuși. Ia uite, mai vine și o mașină pe aici. Fai, dar ce sar pe pietrele astea. Parte de vale de loc, uite, iar de ale. Uai, de capul meu cât a prunt aici. Hai că mi-am aleac și ajung. Dar ce mai derapez pe pruntul ăsta? Hai, leleu. E oribil. Dar aici e și când plouă. Te afunz. Ah. Intrăm pe aici, hai, intrăm pe aici. Ăla ce se petrece aici? E nuntă cumva? E deschis mașina, Andrei? Da, se pare că e o nuntă pe Cilea. Faci, mă atacă gâzile. Nu scăp de ele. O, ce deaf. Da, să ne întoarcem la urcat. Mergem spre vârful câmpului. Cu viteză înainte. Nu știu care viteză, că nu mai e de urcat, dar îi dăm înainte, așa cum e. Dar poate este o coborâre după, tot așa lungă. Aha, fain ar fi. Nu mai știu aici cum e drumul. Da, momentan e doar de urcat. Fain, nu zic că vine vale de acum. Ha, zic că e multă, zic că e multă. Că mă rupe fundul. Da. Au, 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 au. Oh, să mă relaxez ăla că nu mai pot. Zic că e multă vale. E doar vale de acum.
Ai. Relax un pic. Vârful Compoloi, bine ați venit. Da, să vezi că nu m-am bucurat tare mult. Că e pe gata valea. Da, tare mult o mai ținută. Tare mult. Bă, ce de iurea, bă, ce de iurea. Sirea dreapta, Suceava înainte și Botoșan la stânga. O luăm iară la stânga spre Botoșani, mergem iară în Botoșani. Nu mai mergem în Botoșani. Mă rupi și picioarele. Mă rup dealul ăla. Cred că dacă am să mai vin vreodată așa, vin pe partea asta la altă să-l cobor măcar odată. Că m-a rupt. Uite, dacă veneam invers era perfect. Da. N-am știut care-i treaba. Hai să vedem parca aici la stânga. Bă, dar e mult trafic. Am ce aștepta. Uite aici. Teoretic mai am vreo 50 de kilometri când ajunge la 100. Teoretic. Mă opresc chiar, cred că termin apa. E destul de liniște pe aici. Mai am așa undeva până la 43 de kilometri. Teoretic cam în două ore ar trebui să-i fac. Da. S-a vedea, mă dor prea tare picioarele și fundul. Și cam să mă mai opresc așa din când în când, da. Am făcut rost de niște mere și-s bune. S-a intrat deja în Ionăseni. Aici, iată, pe dreapta, câmpia așa faină. Am interesante satele astea de aici. O parte întâlnești așa mai aglomerați, o parte mai liber. E fain. Aici un drum destul de drept și e lung. Se vede fain în partea dreaptă. Faza e că nu am deloc vale. Aici nici habar n-am în ce sat-o-s.
Doramișul din Iosă, nici nu mai țin minte cum îl chema. Să fi intrat în Mucegea, nu prea cred. Uite, e oraș, orașul Bucecea. În sfârșit. Sper că am mai scăpat o leacă de vânt din lateral pe aici. Momentan nu prea se simte, așa că nu am scăpat deloc. Problema e că mai am mult și încep să mă doară toate. Da, e interesant pe Cilea. N-am fost niciodată. Adânca ta, o luăm la dreapta, nu mai luăm nică la dreapta. Km, 21 până la Botoșani. E cât de cât mai măreț. Nu, aș putea spune, e oraș, mai degrabă sat. Da. E destul de interesant. Cad nucile și o grămadă de oameni se la cules de nuci. Pare destul de liniște pe aici. Mamă, dar ce vânt din față vine. E bun cum am uitat că trebuia să fac stânga aici. Merg pe contrasens. E altfel, iar mă duceam spre Botoșani. Aoleu! Deviere mare de la traseu, îmi trebuie mie la ora asta. Ha, mai trebuie nica. Nu cred că mai fac atâția kilometri într-o zi. Sau doar dacă am antrenament mai mare. Nu mergi. Chiar te rupe. Te-am să mai vin o dată pe aici și am scobor deal. Fix special pentru deal am să vin. După aia eu pe alt drum spre casă. Să nu fiu nevoit să-l urc. Cumva că aici e mai mult drept. Nu mai am mult și ajung la Europeană. După aia să mă mai odihnesc o leacă, că nu mai pot. Și am ajuns spre drum. Aoleu, picioarele. Oi. Da, de acum aici e viteză, gălăgie. Nu vine nimeni. E bun, dă-i înainte.
nașpa că îmi bate vântul în față și îmi bate tare. Hai, ce mă încetinește. Și ieșim din Botoșani. Intrăm în județul Suceava, da, prima dată. Am să mă opresc aici. Să mai stau leac, că nu mai pot. Mă rupe picioarele și fundul. Și pe aici, îți cunoaște că am intrat în Suceava. Era un tir pe lângă mine. N-am mai apucat să filmez. Da, iar am găsit un om în șanț, dormea, pune era aruncat pe lângă el. N-am mai vrut să mă întorc, să-i dau un cadru. Na, acum faza e că ăsta era cam rău în șanț. Sper că mai traia. Da. Aoleu. Nașpa că am vântul ăsta, nu prea am vale să mă mai relaxez alea că... Așa că îi dau înainte. E ora 5 jumate. Mai am cam... cred că mai am vreo jumătate de oră. Mai mult de jumătate de oră. A trecut atâta timp că aici a pus asfalt. Acum trece lac mai ușor. Calea asta ferată când înainte era teroare. Vor să fac trotuar pe aici sau ce vor să fac? Și-o luăm acum spre Udești. Aleleu, să mă relaxez așa, alea, că sper că pot. Valea asta e bună. Simt că mă relaxez un pic. E rău că e scurtă valea asta. Am ajuns în Udești. Cu soarele în față. Măcar s-a mai potolit vântul. Era un măț acolo. Și cam atât a fost. Nene, nu m-a fost să mă opresc. S-o pritam cam în mijlocul drumului, haide. Am vrut să-mi toarcă. Ha,
Aoleu, ăsta-i drum, ăsta-i drum. Oai, de capul meu ce dur de-i. Aoleu, a, măcar am valea, aici mure pe drumul ăsta. Oh. Lacă-ți relax la picior. Da, curând ajung înapoi. Deci e cam gata cu acest traseu. A fost fain și foarte greu la urmă. Da, serios. Încă mă rup picioarele. Abia mai pedalez. Ne dau așa ușor să nu prea sunt. Și dau înainte. Am de urcat câteva dealuri. O să fie mai rău. Dar n-am ce faci. Fundul mă rupe. Aoleu! Nici nu știu cum să mai stau pe scaun. Da, serios, dă-te, bă, de aici! Abia aștepta să mă urc pe bicicletă. Da, se pare că nici la final nu mă lasă câine, mai las acum. Aoleu, mă rupi tot picioare. Am aici o vale faină. Și cam atât. Bun. Atunci, pe data viitoare, să-i dăm la vale. Iar oamenii la cules din nuci.